Omar Haysam, sirianul condamnat la peste 24 de ani de închisoare pentru terorism și infracțiuni economice, cere eliberarea condiționată. Solicitarea lui este dezbătută chiar astăzi de judecătoria Moreni. Haysam este închis la penitenciarul Mărgineni după ce a fost condamnat în 5 dosare penale la 24 de ani și 4 luni de detenție. În 2008 el a fost găsit vinovat pentru răpirea celor 3 jurnaliști români în Irak și a fost condamnat pentru terorism în lipsă. În 2006, el a susținut că este bolnav de cancer în fază terminală. A fost eliberat și a fugit din țară. El a fost adus înapoi în 2013. De atunci, este în detenție.